Tragedia de la Caracal se poate repeta oriunde și oricând. Cernavodă e unul dintre orașele în care de ani de zile rețele de proxenetism fac legea. Autoritățile dau din umeri, oamenii se tem să vorbească, însă orașul e o bombă cu ceas. O spun franc jurnaliștii străini care au venit aici să investigheze fenomenul. 7 din 10 tinere ajung marfă vie în industria sexuală din toată Europa. Cernavodă, orașul care pune pe harta României un fenomen scăpat de sub control de ani de zile. Trafic de droguri, prostituție și proxenetism. Cernavodă este un punct important pe harta prostituției și proxenetismului în județul Constanța. Sunt practic două clase sociale acolo. Avem o clasă socială destul de înstărită, pentru că sunt oameni cu o pregătire profesională și lucrează într-o zonă în care profesionalismul e bine recompensat. Și avem o altă categorie de populație care nu are acces la câștiguri substanțiale. Și atunci apare această breșă pe care o speculează de multe ori infractorii care se ocupă de aceste rețele de proxenetism. E greu să fii fată, zic eu, pentru că toți pun ochii pe tine și băieții, mai ales de la noi din oraș, se uită la noi și ne văd parcă am fi o bancă cu bani. Adică se uită așa și te măsoară și zice, îmi va aduce bani. Chiar și în cazul meu s-a întâmplat și o să vă spun chiar ce s-a întâmplat în viața mea. Am fost racolată, bătută, omilită și obligată să mă prostituez. Aveam 13 ani. E povestea trasă la Indigo pentru sute, chiar mii de tinere de aici, care ajung, cu sau fără voia lor, marfa în raiul proxeneților din Cernavodă. Un al doilea caracal peste care încă e liniște, avertizează Adrian Cârlescu, jurnalist de investigații în presa locală. Sunt probleme. În mod cert sunt probleme și e o problemă a sistemului, cum tratează această zonă infracțională. Iată, se poate ajunge ca să avem un caz cum este cel de la Caracal și se întâmplă tocmai pentru că acești infractori știu că pot să beneficieze de clemența unor magistrați. Fetele nu stau aici, sunt plecați fetele. Italia. Pe cursuri, este tot Italia, Spania și așa mai departe. Și ei s-au îmbogățit. Așteptați un pic să vină seara, să vedeți ce Porsche circulă pe aici, că nu sunt făcut de năzut. Numai unul, să vedeți cum alergă pe aici ăștia. Păi și fetele alea sunt duse, merg și ele de bunăvoie? Pe unele merg de bunăvoie, unele forțate. Unele forțate, dar ok, uitați-vă. De unde are scoala? Când el n-are nici de clasă. Haideți, doamne, spui ceva. Dar poliția nu știe chestia asta? Nu. De ce? Nu. Pentru că e prăpăt, ce să mai... Dar ce să vedeți în orașul ăsta aici? Nu vă uitați dumneavoastră. Păi asta... Uitați-vă la mașinile care circulă după aceea, doamne. Voi știți cel mai bine, dacă nu taximetri știi, atunci cine? Cernavoda este curată, deci nu mai vedem pe stradă. V-am spus, am monitorizat tot orașul. Vedem dacă ar fi prostituate pe străzi. Am înțeles că 75% din femeile de aici fac cu voie sau obligate prostituție. Da, e adevărat, da. Asta vă pot confirma. Asta e lumea în care trăim. Pentru că omul, din cauza sărăciei, în stare să facă orice. Există aceste rețele care efectiv au terorizat orașul? Putem să spunem asta? Cam da. Am ajuns să ne fie frică pentru viața noastră. Da. E multă lume care, dacă s-ar întâmpla ceva în momentul de față, sunt foarte multă lume care nu se bagă. Nu se bagă, pentru că le e teamă. Fiecare deține puterea în felul lui și tu, dacă ești un om normal care îți vezi de treaba ta și n-ai putere, suporți. Sau încerci să eviți, în cel mai rău caz, pentru viața ta. Frica este cuvântul care descrie cel mai bine comunitatea. Ca și în cazul Caracal, lumea știe, dar tace. Și totuși presa străină a venit aici să investigheze fenomenul. Jurnaliștii de la The Guardian vorbesc despre Cernavodă ca despre epicentrul rețelelor de prostituție și spun că 7 din 10 fete ajung să se vândă. Sunt cazuri foarte vizibile. Noi am exportat acest fenomen infracțional în toată Europa.
Și oamenii sunt șocați, să ne înțelegem. Sunt șocați de ce se întâmplă. Povestea Maiei, tânăra ademenită să lucreze în bordeluri și saloane de masaj din Elveția în speranța de a scăpa de sărăcie, face înconjurul Europei. Mă numesc Maia, am 17 ani. Eu, când l-am cunoscut pe acest băiat, se dădea ca și cum ar fi căzut din cer. Am crezut că el nu o să fie ca alții. Am făcut acest copil, m-am mutat la mama lui acasă, m-am mutat la mama lui și el a spus după o săptămână, haide, nu mergem la muncă? I-am spus ce muncă? A spus la Constanța, nu știu ce, la un salon de masaj. Ce fel de masaj? Eu nu știu să fac masaj, am spus. Eu a spus că un masaj de relaxare. Ok, mergem, am vorbit acolo. Și acolo nu se făcea doar masajul, acolo întrețineai relații sexuale cu diferite persoane. Foarte, foarte, foarte greu. Și în general, genul acesta de strategie este aplicat fetelor din medii, și nu numai fetelor, și băieților, da? Din medii care i-au vulnerabilizat. Adică, copii crescuți în orfelinate, în sisteme de plasament, care nu au familii, sau copii din familii destrămate, unde părinții și-au văzut cumva fiecare de viața lui și de necazurile lui și copiii au fost așa ca o frunză în vânt. Sau copii care provin din familii organizate, am putea spune multe dintre ele chiar decente, dar au avut părinți puțin disponibil afectiv. Adică n-au fost acolo să poată să plângă pe umorul lor. Tânăra provine dintr-o familie săracă de la marginea orașului. La 16 ani a crezut că viața ei se va schimba radical în bine, dar n-a fost așa. Bărbatul care s-a arătat realmente îndrăgostit de ea a vrut doar să o exploateze. Cazul ar fi ajuns și la urechile autorităților, care n-ar fi mișcat un pai. Eu am mai apelat odată la poliția de la noi și a spus că tu ți l-ai ales, dacă vrei să pleci de la el, ok, copilul rămâne la el. Pentru că e pe numele lui, el este major, tu ești minoră. Ea este Elena și are o poveste cutremurătoare. La 22 de ani știe deja cum arată iadul. La 13 ani, pe când era doar copil, a fost luată pe sus de pe stradă și aruncată într-o lume a banului și a sexului. M-am dus să îmi iau de îmbrăcat pentru mine și surioarei mele mai mici, pentru școală, grădiniță și așa. Au venit cei trei băieți la mine. Au zis că dacă nu mă duc cu ei, mă bate și așa. M-au amenințat foarte tare. Și atunci n-am avut de ales. Cum te-au abordat? Tu îi cunoșteai pe acești băieți? Da, pe unul din ei. Îl cunoșteam. Adică îl cunoșteam. Îl aveam la prieten pe Facebook, dar nu prea am avut tangențe foarte mari. Și probabil că nu știu de unde și cum au aflat că eu sunt în zonă. Când, sau probabil m-am gândit să nu fi avut prieteni prin zonă și prieteni să-i fie anunțat. Unul era în stânga mea, unul în dreapta și șoferul mașinii în față. Și cei ăștia doi din stânga și dreapta amenințau și vorbeau foarte urât. Cu ce te amenințau? Ce-ți spuneau? Că mă omoară, că nu o să mai văd familia toată viața. Bătută, amenințată, sechestrată într-o casă din Dâmbovița, luni la rând și pusă să facă bani pentru o întreagă familie. Cât clienți îți aduceau pe zi? Să ajungea și la maxim 10, 11, 12. În acea casă erai doar tu? Nu, eram eu, doi dintre ei, fratele și cumnata unui.
psihopați. Ăsta este profilul de psihopat. Pentru el, ceea ce le face este doar o taxă pe prostie. Și vina mea că e proastă și pune botul la ce spun eu, că e tâmpită. Sunt oameni care nu au niciun fel de principiu moral. Sunt oameni care nu au niciun fel de regret. Ei se uită cum cineva poate să le dea cu capul de perete și nu simt nici un fel de suferință. Sunt oameni care pentru interesul lor mărunt de 3.000 de euro și dacă a bătut-o și a omorât-o sau a schilodit-o pe viață, care e problema? Mi-am luat banii. Înțelegeți? Ăștia sunt oamenii psihopați. Altfel n-ar fi în stare să provoace asemenea suferință unei ființe. Nu știa când e zi sau noapte și nici cât a durat calvarul. Știe doar că într-o zi un client a salvat-o. Cum ai reușit să scapi până la urmă din acea casă? Prin ajutorul unui așa zis client. Un client în vârstă de vreo 40 ceva de ani, 45. Eram bătută, vânătă și nu pot să zic asta, dar să zic pe ocolite, dar nu știu cum. Eram pe hemoragie. Și atunci când m-am dezbrăcat și m-a văzut, m-a ajutat într-un fel să scap. Mi-a dat telefonul lui să sun acasă și așa am scăpat. Ei sunt cercetați în libertate? Da. Dar că dă cu subsemnat. Dar asta nu ajută pe nimeni. Ne întoarcem pe străzile din Cernavodă. Columbia e cartierul celebru din oraș, din care sunt racolate cele mai multe fete. O zonă interzisă din care s-ar dirija de ani de zile întreg mecanismul rețelelor, spun cunoscătorii. Eu zic că nu-i bine să vă duceți. De ce? Că ești mică, băiată și subțireală. Sunt protejate, nu vă dați seama. Periculoși? Eu așa zic. Dar pe unde? În ce cartier? Peste tot. Peste tot. Da. În oraș, unde vedeți o casă mare, plătește. Și mașină? Vin de ultimul model. A apărut în oraș acum Porsche Cayenne ăla, ultimul model, decapotabil. Nebunești dacă pensi. Aia e peste 150 de milioane. Se știe și totuși nu se... E toată lumea. Toată lumea. Păi și de ce credeți că nu se iau măsuri? Că de multă zia n-am știut. Gândul meu este că au un avantaj cei care trebuie să facă. Sunt organizați pe o ierarhie oarecum militară, să zic așa. Avem șefii de sus care nu se expun niciodată, nu coboară la munca de jos, nu sunt prezenți în stradă. Ei acționează de regulă prin locotenenți și prin soldați care fac munca asta de jos. Și anume să racoleze fetele de regulă din familii sărace. Le racolează de regulă pe fete prin metoda Loverboy. Sunt persoane care mai chipeșe, băieți mai chipeși, care ajung să aibă relații cu fete de regulă din liceu, că asta e vârsta la care sunt racolate. Și cu timpul ajung să le introducă în rețeaua de prostituție. Știu multe despre subiectul ăsta, dar nu vreau să-l discut. De ce? Pentru că nu vreau. Aici e un oraș, vorba aia, acvariu, cum spun românii, da? Și dacă încep să vi-i spun pe ăla, le sară muștarul și n-am chef de ceartă cu golanii ăștia. Poliția știe că există prostituate în zona Cernavodă? E imposibil să nu știe. Și? Asta e răspunsul. Autoritățile vorbesc însă la trecut despre existența rețelelor de proxeneți în orașul lor. În zona respectivă sunt tot felul de tipuri de oameni. Adică erau și mai rău famați și mai puțin famați. Proxeneți?
și proxeneți, și curve, și ce să vă spun, erau toate tipurile de oameni acolo. Era vorba de rețele, de proxenetism, de femei care au reclamat că au fost duse cu forța. Deci sunt procese pe care au fost și s-au soluționat. Și de la nivelul primarului lucrurile se văd bine. Dar de unde vine acest nume, Columbia? Nu știu. Este un cartier foarte vechi. Chiar nu știu. Întotdeauna a fost așa cartierul acesta? Ce mod vă întrebați? La nivel de infracționalitate. Nu știu despre infracționalitate nimic. N-au fost niciodată oameni aici care au avut probleme cu legea? Cred că sunteți tendențioși cu întrebarea. Nu, doar întrebăm. De ce ați ales un cartier Columbia? Ok, alt cartier din Cernavodă. Au fost vreodată probleme legate de infracționalitate, de corupție, de prostituție, de droguri? Toate cartierele din Cernavodă sunt oameni civilizați. În absolut toate cartierele. Pădure fără scutători nu există. Sunt și în alte părți. Te rog frumos să-mi spui de ce este acolo... Am de scos toată țeava, se reabilitează. Nu, eu vreau conducta. Să te întreb ce caut acolo mizeria aia la punctul termen. Tabla aceea o luăm toată și cu aia pusă. Mie îmi spui când iei tabla, nu o luăm. Când iei, îmi dai un termen. Zilele acestea. Ce înseamnă zilele acestea? Vineri este luată. Vineri vreau să văd curat acolo. Da. Ne dăm seama că am deschis un subiect fierbinte care l-a deranjat vizibil pe edilul ocupat cu ordinea și curățenia în oraș. Nu și-ar fi dorit să dea ochii cu noi, așa că îl pune la colț pe vicele ceva mai prietenos cu presa. Nu, dar noi am venit în Columbia, că a zis Columbia, vrea să vadă Columbia. Amată și am zis, băi, vreau să vă arăt Columbia cât de bine arată. Că s-a schimbat. Că s-a schimbat și am zis, vreau să mă mut aici. Așa de frumos s-a făcut. Te rog frumos. Da. Acolo, partea stângă, la acea doamnă pe stângă, aveți să rezolv problemuța. Îl lăsăm pe domn primar să rezolve problemele orașului și ne uităm în statisticile DIICOT-ului, care arată că de la începutul anului, în toată țara, numai 105 persoane au fost trimise în judecată pentru trafic de ființe umane.